Bună. Bună dimineața și la mulți ani, colega! La mulți ani! Vă mulțumesc din suflet! Bună dimineața, dragilor! Este o atmosferă plină de emoție și sfială în clasa în care mă aflu și mă simt așa ca și cum aș fi intrat la o lecție deschisă pentru că am nimerit în toiul unui curs. Un curs pentru elevi mămici și profesoare, pentru că sunt alături de noi astăzi, un curs în care cei mici învață să facă singuri darurile pentru mame, pe care le vor oferi imediat după terminarea cursurilor. Am primit și eu deja o lalea, poate voi învăța și ce trebuie să fac cu această lalea astăzi, așa cum vor învăța și cei mici, împreună cu mămicile lor, iată și o bunică acolo în spate, poate avem timp să vorbim. Am aici o domnișorică, vreau să o întreb, cum te numești și ce ai făcut până acum aici? Mă numesc Barbu Ingrid și am făcut un ghiveș cu flori. Este gata? Poți să îl dăruiești mamei tale deja? Nu. Ce îi lipsește? Câteva flori. Mai punem acolo, ca să fie totul complet, vreau să o întreb și pe mămică dacă are emoții, să vadă cum copiii fac aceste daruri și nu le cumpără cu ajutorul daților de la florărie. Ne bucurăm în primul rând că suntem aici, alături de copiii noștri. Nu avem așa în fiecare zi onoarea. Sunt foarte emoționată. Ce înseamnă? Spune-mi ce flori plac mamei tale. Trandafirii. Și cam atâta. Ce înseamnă ziua de 8 martie? Ce îi spui astăzi mamei tale? Fiindcă o iubesc și fiindcă ea reprezintă totul pentru mine. Emoționată mama să aflați așa ceva? Știam, în fiecare zi îmi face asemenea declarații. Uneori surprize prin felicitare și exprimă dragostea și bineînțeles că foarte mare emoții. Vreau să vorbim și cu doamna director, care ne-a chemat astăzi aici, ne-a invitat, pentru că altfel nu știam despre o inițiativă atât de frumoasă. Doamna Beiu, spuneți-ne ce înseamnă să vedem la oaltă mămici și copiilor, copii care le pregătesc, iată, singuri cadourile. În primul rând vreau să-ți ofer acest aranjament floral, deja gata. Vă mulțumesc din suflet. Îți urez la mulți ani și din partea copiilor din școala noastră, a cadrelor didactice, a părinților, la mulți ani tuturor doamnelor și domnișoarelor care se uită la Antena 1, la Răzvan și Dani, la mulți ani tuturor mămicilor, tuturor femeilor din România și nu numai. Ce înseamnă această zi pentru noi? Bineînțeles că înseamnă o zi încărcată de emoție, de bucurie, de bucuria de a fi alături de părinți și copii și încercăm să învățăm pe copii arta de a dărui, să dăruiască din tot sufletul lor și ce poate să fie mai frumos decât să dăruiască mamei cele mai frumoase alese gânduri împletite în acele floricele pe care ei acum le aranjează într-un buchet superb, cu gândul către cea mai specială ființă din viața lor. Noi mai rămânem aici împreună cu Liliana Masgrast, un florist relaxat, așa cum se intitulează, foarte pe scurt, foarte pe scurt. Ce înseamnă această zi? Această zi e foarte specială pentru că sărbătorim mamele din lumea întreagă și noi ne-am gândit să pregătim împreună cu copilașii frumoase aranjamente cu flori de primăvară. Este o activitate absolut deosebită pentru ei. Fac cunoștință cu această meserie, poate printre cele mai frumoase meserii din lume, și fac bucurii mămicilor care așteaptă acasă emoționate floricelele pregătite de copilași. Vă mulțumim din suflet și mai rămânem aici să vedem cum se descurcă cei mici și poate prindem și la final acea sfială când cei mici își vor aștepta mămicile aici la școală și le vor oferi darurile făcute chiar de ei. Mulțumim, Adina, un fel de ziua porților deschise.